stârnă pe dreapta. Bună dimineața, s-a aude un urmărit pe nana în spate. În orașul Ploiești este un urmărit și cercetat pe nana. Și în județul Prahova, pentru că deranjează orașenii Ploiești. Mai cu bicicletă, mai cu trotinetă, mai cu... Încep să-și dea seama. Mai cu copil, mai cu cățel, mai cu nevastă. Tot ce zici este împotriva legii. Și a fi. Dacă ajungeți la termen cu moartea naturală, se închide și urmărirea până la sfârșitul vieții dumneavoastră. Așteptăm să trageți focuri de armă pentru că vă considerați peste orlătești. Corlătești, am plecat din oraș la țară sau în concedii, pentru că voi polițiștii de la București ați venit peste noi să faceți ce anume scandal ca la București. Angajările nu au fost reale, au fost fictive. Am venit să mă angajez și eu la poliția locală, că am văzut la televizor pe nu știu ce, YouTube sau pe așa. Aveți nevoie de angajați noi, sunt tânăr pensionar al fostului minister al afacerilor de interne, poliția județeană a orașului București, secția 4, sectorul 1. Cu alte cuvinte, a strădat Bucureștiul pentru că pe considerându-se fâție. În același timp ați strădat și nou loc de muncă, astfel încât ceea ce se cheamă trădare națională.
special personală mașinilor românească sau străină, sau ce-o leagă. Am fost în București și am avut din sectorul, este bine, dar și la domnul director, este foarte bine, nu va mai filma, nu vor mai fi țică, deși de aceasta era planul nostru, dar din păcate nu a fost planul, n-a ieșit planul și a ieșit cu hai să plecăm la țară, că nevastă mea are pământ și casă veche, o fac acolo, m-am grătat, văd o oaie și o father of the pig. Astfel încât orașul Ploiești este oraș făcut și condus de polițiști bucureșteni și de necesiști. Acum sunt două rânduri de corlătești, unul mai bun decât ceilalți.